Câteva ore bune pe zi, atât repetă membrii Asociației Surzilor din România, filiala Argeș, pentru a obține marele premiu la concursul național Datin și Dor, care va avea loc în acest weekend la Craiova. Cum vă descurcați cu ei, având în vedere că sunt persoane cu deficiențe de auz? Nesperat de bine. Sunt extrem de pozitivi, sunt optimiști, au o bucurie extraordinară și au prins extraordinar de repede absolut toate structurile de pași. La concurs vor participa 34 de filiale din țară, iar din Argeș s-au înscris 8 persoane, 4 fete și 4 băieți. Avem o suită de dansuri populare specifice din zona Muntenia, pe care o și reprezentăm până la urmă la concurs. Și pentru grup ne-am axat de asemenea pe o combinație de dansuri tot din zonă. Concursul are 3 probe, dans turcesc, grecesc și popular, împărțit la rândul lui în suită, grup și individual.